Salutare! Astăzi sunt la pescuit la plută, undeva într-o mică gaură, să zic așa. Nu știu dacă se văd pe filmare, dar sunt mii de carași. O să încerc să mă apropii puțin. Am dat la plută, dar nu vrea să mănânce. Ia uitați! Deci nu știu dacă se văd pe filmare, dar sunt adevărat mii de carași. Stai acolo, te rog frumos. O să încerc să mă apropii și mai mult. Să vedeți pe filmare. Ia uitați. Sper că se vede. Deci un loc superb de undiță printre stufuri. Deci uitați-vă ce e acolo. Deci nu mii, sute de mii cred că sunt. Dar culmea, am dat la râmă și nu mănâncă peștele. Adică chiar nu vrea. Ia uitați, să mă apropii și mai mult. Nu mai face tăticule? Ia uitați ce e acolo. Vedeți? Am agățat pluta. Am dat la râmă, dar nu vrea să o ia. De fapt la nimic nu ia. Ia uitați. Ia să încerc să dau cu o piatră. Să vedem ce se sperie. Ia uitați cum fug. Da, fiindcă sunt aici. Ce? Sunt zeci de mii de carași. Cu Nicolas, care, bineînțeles, ce face aici, puiule? Eu nu vreau de aici din cauți. Cauți o râmă? Ce faci cu ea? Ce faci cu râma? Ia, vreau să văd. Ai găsit-o? Și ce faci cu ea acum? Îi spui lui tati ce faci cu râma? Zi-mă, ce faci cu râma? Ce facem cu ea? Cine o papă? Peștele. Peștele? Uh-huh. Unde sunt peștii? Acolo, tati. I-ai văzut? Sunt mulți? Uh-huh. Cât de mulți sunt? Mulți, mulți? Da. Bun. Nu ți-e frică de râmă? Nu? Nu? Te-ai găsut aici. Mână, ce? Am înțeles. Bine, mă, tati. Hai, mergem. Hai să mergem. Vă pup, dragi pescari, și să ne auzim cu bine.